Bun. Am unul mic, mic de tot, un unboxing Shein. Mi-am cerut un șorțuleț, mi-am mai cerut o husă pentru telefon și vreau să spun că de data asta sunt super dezamăgită cu Shein-ul. Deci mi-am târziat comanda, nici nu mă țin minte când am plasat-o și mi-a ajuns tavana astăzi. Deja am reușit să-mi zgârși și telefonul, că am stat fără husă, că eu vreau husă de pe Shein. Așa se întâmplă dacă nu cumperi ceva de pe Amazon. E aceeași treabă la calitate, numai că pe Amazon ajunge mai repede. În fine, nu despre asta este vorba, nu vă iau chestii de astea, vă vreți să vedeți și în pachetel. Ăsta e mic, adică v-am spus, nu e comanda mare. Am pus chiar astăzi o comandă mai măricică cu chestioare pentru Alexuța pentru început de școală. Dar până vine ăla, zic să vă arăt ce am cumpărat aici. Mare parte sunt chestii pentru telefon și pentru filmat, dar v-am spus că am luat și un șorțuleț. Aici s-ar putea să fie un trepied și bineînțeles că nu sunt pregătită cu o foarfecă, pentru că de ce aș fi eu pregătită cu o foarfecă în această viață să fac și eu ceva corect ca la carte, nici pe debate. Dar nu vă temeți că pot și cu mâna. Aici am un trepied, după cum vă spuneam, chestii. Un trepied pentru telefon cum mă mai ajută să filmez, de exemplu, când sunt în exterior. Pe mine asta mă interesa cel mai mult, să pot pune telefonul în diverse poziții și cam așa arată trepiedul. Bun, aparte de trepied, care ăsta este, bun, se poate folosi și pentru lumini, dar l-am cumpărat strict pentru a poziționa telefonul în diverse poziții. Mai am, ce e asta? Folie, cred că e, nu? Folie de protecție, full cover, da, asta e. Folie de protecție pentru ecranul telefonului și fără asta am stat până acum. Mai am aici, în această punguliță, nu știu ce e în punguliță asta, că am cerut mai multe chestioare, dar nu mai țin minte. Știu că am cumpărat chestii pentru telefon în mare parte. Aici avem încă o chestii din asta de susținut, pentru că eu mai am un trepied căruia i s-a stricat chiar nebunia asta și am zis să le am pe amândouă, căci câteodată filmez cu câte două telefoane în diverse cadre. De exemplu, dacă vreau un cadru dintr-o parte, să nu mai stau să mișc telefonul numărul 1, filmez cu două, dar asta chiar că nu pot deschide cutia, e groaznică. Bun, asta este cea de-a doua chestiune care se fixează pe un trepied. Am un trepied mai fix. Ei, și asta e pentru telefon specială, foarte faină. Poți să pui și așa pe vertical și pe orizontal cum vrei, cum vrei tu. Hai să vedem husa pentru telefon. Ca asta am stat o eternitate după asta. Eu mă desfășor foarte bine cu husele pe care pot, în care pot băga mâna să susțin telefonul, altfel în care e telefonul. Știi? Și mi-am luat-o pe asta, e din silicon și ce are diferit e chestiunea asta și de asta am așteptat după ea, că eu nu mai așa țin telefonul și când filmez și când editez și ați văzut că de multe ori, acum fără husă, să țin telefonul cam așa, știi? Și țin una exact unde e microfonul și unde mă înregistrează pe mine cu vocea și am zis ok, nu-i bine, așa că din acest motiv am luat husa asta, una pe negru, clasic și cu floricele, că asta mă reprezintă pe mine și în cele din urmă, în comanda asta, mi-am mai comandat eu, tot uitam o pungă, mai e o chitanță aici, în rest nu mai e nimic. Am aici încă un șorț din ăsta care, cu care mă vedeți adesea și mă întrebați, de unde e? De pe Shein. De data asta am luat unul cu mânere de astea. Bună, baby! Ia uitați-l ce frumos poate să fie. Ăsta mi-l pun pe mine și vi-l arăt acum reprezentat pentru că e prea frumos, e din bumbac, e delicat. Bună, ce faci? Stai să-l iau pe mine. L-am pus, numai că acum am volănaș peste volănaș, că am și volănaș de la salopete, dar mie îmi plac foarte mult șorțurile de genul. Se închid în totalitate la spate, adică vine tot închis de tot și are buzunurașe. Și asta o să leg cel mai probabil așa cu o fundă aici și este lunguț până peste genunchi. Și uite așa umblă Elena gospodina prin curte. Asta a fost haul-ul Shein, cam atât am cumpărat. Deci asta dată fiți atenți aici la spate, se închide în totalitate. Și îmi place că e din bumbac, adică nu e din alt material ciudățel. Asta e bumbac 100% și cel mai mult îmi plac buzunarele, că adesea bag chestii. Astea fiind spuse, am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa.